Mă uit și mă mir și mă minunez de oamenii care încă nu știe când le spun că Google Maps merge și fără internet, adică offline. Asta înseamnă, merge fără internet. Cum merge fără internet? Da. Haideți să vă arăt pentru cei care nu știe. Aici vorbesc doar pentru cei care nu știe. Deci am deschis Google Maps, da? Mă duc sus în dreapta unde am imaginea asta cu roșu, da? Exact unde este căutarea de la Google. Dau pe imaginea asta, adică după ce ți-ai făcut cont la Google, da? Ți-ai făcut cont frumușel. Deci canalul meu este Dale Case, după cum se vede. Acum imaginea s-a mutat în partea stângă. Avem aici, activează modul incognito, profilul meu, cronologie, afișarea locației, hărți offline. Intrăm la hărți offline, da? Sus aici avem, selectează harta personală pentru descărcare, da? Ei, și o micșorăm frumușel, că era doar local. Și descărcăm harta, nu știu, României sau zona unde vreți voi să ajungeți. Toată harta României o descărcăm, dacă este nevoie, da? De exemplu, vrei să mergi la munte. Am acum harta, exact unde este pătratul respectiv, da? Dăm jos în dreapta unde scrie descarcă. Așa, descărcarea a început și va continua. Ca să nu mai fie probleme. Acum harta se descarcă, când se descarcă, în momentul în care nu ai internet, când ești la munte, folosești harta respectivă. Exact ca și cum ai avea internet. Sper să vă ajute.